Salut și bine v-am regăsit pe canalul FVBlog. În acest ultim clip din an, ce va fi încărcat mai devreme față de ziua de vineri, voi construi un montaj foarte simplu, denumit Joltif. Fiind foarte folositor atunci când e nevoie să alimentăm un LED de la o baterie de 1,5V. Practic este un amplificator de tensiune auto-oscilant, un fel de boost converter sau inverter. Denumirea montajului tradus în română este ceva gen hoțul de juli, de energie, care a revenit de la ideea că circuitul fură cu ghilimele de rigoare energie de la sursă. Pentru acest montaj, după cum se vede, avem nevoie de un tranzistor NPN cu plus pe bază, este vorba de un BC547, un LED alb de 5 mm, un rezistor de 1 kΩ, de putere foarte mică, 0,25W, 250mW, un miez de ferită sau un tor de ferită, cum am eu de față, este foarte mic, dar nu avem nevoie de mai mult. Și bineînțeles, pentru a bobina torul de ferită, avem nevoie de sârmă din coru. Bineînțeles, eu am calculat cât cupru am nevoie. Pentru acest miez de tor de ferită, am observat că pe o spiră e nevoie de 1,5 cm de sârmă din cupru. Calculat la 60 de spire, am nevoie de aproximativ 90 de cm. Focuros de sârmă din cupru, de mai mult de 1 metru. Prima dată lipesc LED-ul de acest tranzistor NPN. Mă rog, asta lăsăm pentru cei care nu știu. Eu știu deja că baza colector-emitor este originea acestui tranzistor, dar poate sunt persoane care nu știu și e nevoie pentru a vedea ordinea pinilor acestui tranzistor NPN, bipolar. Da, după cum se vede, 1, 2, 3, colector, bază, emitor. Bineînțeles, dioda piciorul mai lung reprezintă anodul plus, minus. Plusul vine către colector și minus către emitorul tranzistorului. Și baza o să vină printr-un rezistor de 3. Colectorul vine către una dintre bobinele din cupru. Hai să trecem la bobinat transformatorul. Pentru a fi mai ușor, aproximativ un metru de sârmă, am unit câte două, pentru a bobina câte două spire deodată. Apoi o să tăiem zona aceasta și o să unim o bobină la una dintre bobină, capătul de sus cu capătul de jos, de la cealaltă bobină. Bineînțeles, o să derulez aici și câte avem nevoie de 30, 60, dar faptul că bobinăm câte două, va fi nevoie de 30, da? Ok, cam așa arată bobina, am bobinat pe la urmă, a fost la limită. O să dăm la o parte lacul cu un cutter, lacul de pe sârmă. Și apoi cositorii. Trebuie să unim un fir de aici cu unul dintre cele de sus. Cu cealaltă bobină de la de sus, da? Haideți să cositorim prima dată. Rezolvat. Deci aici avem continuitate. Nu e problemă dacă atingem, pentru că oricum rezistența corpului e mai mare față de un scurt. Deci în cazul ăsta nu e problemă dacă atingem și cu ambele mâini. Deci are continuitate cu ăsta. Și iar lantul are continuitate cu ăsta lantul. Ok, rezolvat. E bine. Să tăiem capătul rezistenței, că nu avem nevoie de atât.
în capăt către colector și catodul diode LED. Vine cealaltă parte vine către bateria de 1,5 V. Și haideți să costurim. Nu e chiar estetic, e vorba doar de test, da? De un experiment. Rezolvat. Lipim și în zona aceasta. Rezolvat. Punem bateria, ai punem pe cea bateria plină, celălalt e mai descărcat. O să le măsori imediat, da, după test. Da? Ok. Deci plusul către bobine, către cele două bobine, da. Iar minusul către emitor și a trebuit să lumineze. Da? Acesta este montajul Joule-Diff, schema denumită Joule-Diff. Haideți să măsurăm și cele două baterii. Aceasta este bateria 1,6. Aceasta este cealaltă de 0,8, de aproape de 0,9. Ok. Bateria. Hai să o luăm pe cea consumată pentru a vedea că LED-ul luminează și cu o baterie aproape consumată. Dar cu o baterie de 1,5-1,6 lumează corespunzător. Hai să stingem și lumina pentru a vedea. Și aici se termină videoclipul privind montajul Joule-Diff. Sper că a fost interesant și util acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like sau vă abonați dacă nu v-ați abonat deja. Și vă aștept pe data viitoare la alte clipuri, sper eu, mai interesante decât acestea. Vă mulțumesc și toate cele bune!